Pasiunea profesioniștilor care pun în mișcare uzinele Argo se simte de la întâia manevrare a unui super tractor marca McCormick. De fapt, acestea nu sunt doar tractoare, ci veritabili roboți care îți pun afacerea pe roate. Totul se învârte. Ferma ta abia așteaptă un McCormick parcă transferat dintr-un film science fiction. Noi, APAN, îți transferăm puterea. Neața, bună dimineața! După sudul și vestul țării, anul acesta a străbat estul. Un tractor mai mare, mai puternic. Aici, pe AgroTV, în fiecare vineri, până la finalul anului și pe canalul de YouTube Jurnal Agricol de Călătorie, afli poveștile de viață și de business ale oamenilor pe care i-am cunoscut în călătoria mea prin cele 10 județe din estul țării, traversând Dobrogea, Moldova și Bucovina. România are farmecul ei și reflectă perfect atitudinea oamenilor care o populează. Eu am văzut-o în multe ipostaze, mângâiată de ape, îmbrăcată de păduri și peisaje superbe, pieptănată de utilaje moderne, hrănindu-și copiii cu roadele ei, savurată și dorită de străini. E ceea ce am văzut eu în cei 3 ani petrecuți în traseul România văzută din tractor. Dar de azi vor vorbi fermierii. Pentru că trebuie să aflați cum se vede România din fermele lor. România este o țară foarte frumoasă. Frumoasă, bogată, dar păcat că nu avem cine să ne conducă. România e o țară superbă. Am umblat în lumea asta din Statele Unite până în Africa de Sud, din Finlanda până în Franța. E o țară superbă. E prost gestionată și administrată. Atâta tot pot să spun. România e o țară dintre cele mai frumoase, din câte am văzut eu vreo 10 țări în toată Europa asta, dar poate cea mai prost gospodărită. Este frumoasă. Da, este o țară atrăgătoare, din toate punctele de vedere. E frumoasă. Dar ca să și strălucească, avem nevoie de nevoie de oameni competenți, ceea ce, din punctul meu de vedere, ne lipsesc cu desăvârșire, subliniat. De unde vine dezamăgirea? De la sentimentul de deznădejde trăit atunci când vrei din răzputeri să muncești și nu ești ajutat, ci împiedicat să te dezvolți. E gustul amar pe care îl înghit mulți antreprenori în România, după confruntarea cu instituțiile statului. Raportul de forțe, dar mai ales atitudinea, trebuie să se schimbe, spun toți cei pe care i-am cunoscut. Suntem la Măcin. Pe o ploaie torențială și rece ca de toamnă, înaintez spre una dintre fermele importante din județul Tulcea. Domnul Liviu Precup este unul dintre fermierii cu ștate vechi în agricultură. Zic eu, o piesă importantă și valoroasă pentru tinerii care își caută inspirație și motivație să lucreze în agricultură, drept pentru care aș vrea să facem așa o întoarcere în timp. Știu că v-ați terminat facultatea în 1977. Șapte. Anul nașterii mele, vă dați seama cam ce diferență. Cum era agricultura pe vremea aceea? Cu ce ați pornit la drum? Cum ați... Deci eu am terminat facultatea în 1977 la Iași. Chiar sunt mândru de treaba asta că am terminat la Iași, un centru universitar foarte frumos. Așa, și serios. Și ulterior am venit aici la Măcin, unde de altfel m-am și născut, am și copilărit și m-am și stabilit acum. Am făcut agricultură numai în incintă îndiguită. Și am fost mutat aici să fac IASE-ul Văcăreni. Am fost printre primii care am privatizat IASE-ul, adică am dat fermele și sectoarele în asociere, în participațiune, chiar pe cererea de
privatizare de participațiune. Am fost la FPS București și era un director la privatizare, îl țin minte și acum, Bolocan, care mi-a scris pe cerere, zice, de acord, cu toate că este inedit. Inedit? Da. După aceea, pământul a fost luat la ADS, am făcut contracte cu ADS-ul și am unit fostul IAS Măcin și IAS-ul, fostul IAS Văcăreni, deci fermierii care au luat pământ, fermierii mai mari și mai mici, i-am unit într-o asociație, se numește, există și acum, se numește Asociația din Ogeția. Asta de la, în ce an ați făcut asociația? Cam în 96 și numele îi se trage de la cetatea dacică din Ogeția, care se găsește aici la Garvân, spre 23 august, spre Ice Brătianu. Și încă mai e funcțională, adică mai aveți membri funcționați? Da, asociația funcționează și cât de curând o să o transformăm în cooperativă agricolă. Am și reținut numele, se va numi Dobrogea Nord. Și câți membri sunt? Ce suprafețe lucrați? În asociație, bineînțeles că suprafața mai fluctuează, dar în jur de 14-15 mii de hectare sunt în asociație și colaborăm mai ales la cumpărarea inputurilor, uneori la vânzare. Sunteți o forță la negociere acum? Într-adevăr, da, pentru că o suprafață mare impune alt respect și altă atitudine. Ceea ce poți să faci când ești unit, indiferent că e asociație, că e cooperativă sau mai știu eu ce, este cu totul altceva. Adică prețurile pe care le obții sunt mult mai bune și mai ales la cumpărarea inputurilor. Deci la inputuri uneori se ajunge la 50%, poate vorbesc per total, că sunt inputuri care se vând și cu, eu știu, 60-70% Discount. Acum, pentru că dumneavoastră sunteți cel mai mare producător de sămânță de porumb din zonă, spuneți-mi dacă reușiți să vă vindeți producția și sămânța în cadrul asociației. Nu pot să-mi vând producția în asociație, pentru că produc mult mai mult decât consumă asociația și hibrizii pe care îi produc eu și care îi comercializez eu, nu sunt întotdeauna, eu știu, preferința, da, pentru că fiecare are alte idei. Bun, și întreaga suprafață, 2000 de hectare, este pentru producție de porumb? Nu, mai aveți și alte culturi? Nu, mai am și alte culturi, pentru că produc și sămânță de grâu, sămânță de orz, sămânță de lucernă, soia, floarea soarelui. Am văzut că mai aveți ceva în depozit. Da. Gol depozitul la vremea asta? Într-adevăr, gol din două motive. Odată că anul trecut producția a fost slabă, și în al doilea rând, probabil, lumea și-a dat seama că nu prea e sămânță și s-a luat din timp. Cum arată culturile la vremea aceasta? Anul ăsta promite. Deocamdată, la grâu și orz, de-abia am început să irig și... După ploile astea, nu mai am terminat, robineții. Da? Închid robineții. Aveam ceva emoții la loturile de hibridare, pentru că semănându-se în trepte, deja pământul începuse să se usuce, așa, și trebuia să aplic o tehnologie mai aparte ca să ajung la umezeală. Iar acum treburile s-au, cu ploaia asta, treburile s-au rezolvat. Știu că e prematur să facem treaba asta, pronosticul ăsta legat de producție, dar sunt convinsă că deja v-ați uitat la cum arată spicul, cum s-a dezvoltat, cât a înfrățit. Puteți estima? La ce vreți să estimez? La grâu și la orz? La grâu și la orz, da. Cred că la amândouă în jur de 8 tone. Este bine, pentru noi nu avem un teren uniform. Nu suntem în Bărăgan. Deci la noi fertilitatea pământului este slabă. Procentul de humus de în jur de 2-3 media. Deci nu ne comparăm cu Bărăganul, care are în jur de 10. Da? Deci de nu știu câte ori, de 5 ori, de 4-5 ori mai fertil. Și de asemenea este neuniform. O să vedeți dacă mergeți în insula Marea Brăilei, este același lucru. Da. Aș vrea să le spuneți tinerilor cum se face la momentul acesta agricultură pe 2000 de hectare. Cât de tehnologizați sunteți? Cum arată flota dumneavoastră de utilaje? La ce nivel ați ajuns? Noi am pornit de la zero. De la zero, zero. Și la ora actuală nu pot să spun, chiar am făcut, cred că, destul de mult. Nu numai eu, deci toată lumea. Deci s-a muncit,
poate am avut noroc și de câțiva ani mai bunișori și s-au cumpărat utilaje, s-au făcut construcții, s-au făcut silozuri și așa mai departe. Deci toată lumea a dat din greu, dar a realizat ce a realizat. Câte tractoare, câte combine aveți? Bine, tractoarele și combinele sunt tot pe rindă, pentru că ele sunt... Prima dată, deci, au fost tractoare și combine. Am și acum tractoare, vechiul tractor românesc de 65 de cai, pe care le mai folosesc pe aici, pe acolo, pentru că sunt niște tractoare pe care motorul îl faci pe drum. Da, dar mergeți pe echipamente de-astea de precizie, semănatul se face la... Deocamdată. Centimetru? Deci, așa trebuie să fie. Deci așa trebuie să fie. Noi, faptul că prin zonele mai slabe dăm mai multe îngrășăminte sau, eu știu, folosim o normă de sămânță mai mică, asta o facem cam empiric. După așa, ureche, cum cam după spune, ureche, da. Am văzut, într-adevăr, noile semănători și toată tehnologia nouă este, sunt și la alți colegi de-ai mei, și la Insula Mare poți să vezi absolut toate lucrurile. Ca să fiu cinstit, m-am oprit puțin din investiție, pentru că pentru mine stația asta de prelucrat porumb și de prelucrat semințe m-a cam secătuit și a fost și anul care a fost, că și 2019 n-a fost grozav și 2020 a fost la pământ. Și ratele și dobânzile merg în continuare. S-a prelungit perioada de amortizare. Și a trebuit să mă mai opresc puțin din... Stația asta, din câte îmi spuneați mie, ați ajuns cu investițiile pe la 5 milioane de euro. Da, în jur de 5 milioane de euro. A fost... Finanțată și pe fonduri europene? Finanțată și pe fonduri, dar deci pe fonduri europene, eligibilă, a fost 3 milioane și vreo 600 sau 700 de mii de euro, restul au fost bani credite împrumutați din bancă, da. Și a fost 50-50. Deci nici astea 3 milioane și ceva a fost la jumătate. Problema mare la fondurile astea europene și la construcții, pentru că pentru utilaj aș mai face proiect, dar pentru construcții n-aș mai face. Mai bine era doar cu bani luați din bancă decât cu sprijinul proiectului. De ce spuneți asta? De ce? Păi să vă spun ce s-a întâmplat aici la mine. Fiind un lucru nou, a fost o noutate pentru proiectant, a fost o noutate pentru Austria, cu care mi-a livrat utilajele și astea, a fost o noutate pentru constructor și în orice construcție de genul ăsta tot să mai vezi și alte probleme sau, eu știu, te gândești că ar fi bine altfel pe parcurs. Orice modificare înseamnă 6 luni așteptare. În loc să o termin într-un an de zile, așa, am terminat-o în 3 ani și ceva de zile și, nu zic, la perioada când am finalizat lucrările, la firul mi-a dat bani. Dar faptul că am întârziat și că toate s-au plătit din primul an și că am plătit atâtea dobânzi, așa? Deci m-a cam dat puțin peste cap. Vreau să vă întreb dacă vă simțiți ajutat de stat, sprijinit să faceți agricultură la acest nivel, după atâția ani de experiență, trecând prin toate regimurile politice, da? De la Revoluție încoace. Cum vă simțiți în 2021? Și un ministru nu este singurul decident. Și nu știu dacă există interesul din partea conducătorilor, așa, ca să fie treaba bună, pentru că uneori te uimește ce măsuri se iau. Pot să spun că marile piedici în activitatea din agricultură le pune statul. Le pune statul prin APIA, prin AFIR, prin, eu știu, ADS, prin direcție, prin protecția plantelor, prin DSV, prin și așa mai departe. Deci numai dacă stai și te gândești că la fiecare din instituțiile acestea trebuie să depui o anumită documentație anual. Deci anual. Trebuie să-i dai rapoarte anual. Deci eu am 3 angajate care lucrează și cu mine, bineînțeles că fără mine nu se poate, care lucrează numai pentru stat. Nu vorbesc că trebuie la bancă, dacă te împrumuți și te împrumuți că n-ai încotro, adică trebuie un brat. Numai pentru... V-ați transformat în oameni de birou, nu? Să vă ocupați de protecție și de altceva. Să vă spun, pentru stația asta am semnat 100 și ceva de dosare, așa. Am și poze, dacă mergeți la birou la mine, să vedeți, de hârtii. Da, să vedeți câte dosare am pe birou,
proiectantului de desemnat. Deci peste măsură de multe. Adică, înțeleg, ai dat la Direcția Agricolă o situație. Dom'le, de ce nu folosești și DSV-ul, și protecția plantelor, și mai știu eu, și poliția, că vine și poliția și ne analizează dacă am dat pesticidele care trebuie sau nu. Bun, ce ar trebui făcut? Și marea majoritate a celor, marea majoritate a celor care vin și controlează nu au habar de meserie. Nu știu despre ce e vorba. Și atunci, sigur că îți pui întrebarea, domnule, eu al cui sunt? Al statului ăsta sau... Nu știu, am... Nu știu, asta e părerea mea. Deci că statul îi obstrucționează pe români și îi favorizează pe străini. Da. Nu este foarte încurajator pentru tinerii pe care eu încerc să-i aduc în agricultură. Și apropo de asta, ce mesaj l-ați transmis? Eu vreau să vă spun că eu sunt un om optimist. Dacă vă dați seama... Mâine, păi mâine fac 68 de ani. Mulțumesc, și încă mă ocup de agricultură și încă am vise în agricultură. Deci sunt un om optimist. Însă ceea ce constat nu-mi convine. Nu-mi convine. Și nu pentru mine. Mă bucur că le spuneți. Deci da, nu pentru mine, ci pentru cei care or să vină după mine. Deci am văzut și ce a fost înainte, am văzut și ce este acum. Dar acum parcă se trage înapoi. Cum se vede România din ferma dumneavoastră? România, deci... Zic eu că așa, ca țară, deci se vede foarte bine. Faptul că nu dăm deloc înainte și că de atâția ani de zile n-am fost în stare să facem o autostradă și acum aud că vor ăștia să... Bine, că sunt și oameni care nu sunt sănătoși la cap, cred că, în conducere, vor să facă să limiteze viteza, de exemplu, în oraș la 30 la oră. Deci, și cum localități, nu în oraș, în localități. Și cum localitățile astea sunt pe șoselele astea, deci ai să faci o săptămână până la Oradea, dacă ai treabă. Da. O să fie mai frumos. Până la urmă și la urmă, o să-i enervăm pe ăștia cu bicicletele. În spiritul nostru al românilor facem haz de necaz, dar realitatea, cu toate neajunsurile ei, uneori ne macină nervii. Cu toate astea, mergem înainte, pentru că sunt semeni care nu și-au pierdut speranța. România promite multe, însă cumva cred cu toții că ar trebui să ne mobilizăm, să nu mai așteptăm să se întâmple lucrurile, da, să punem osul la treabă, că e ușor să ne plângem cu toții și să facem lucrurile să se miște, da, că doar împreună cred eu cumva că o să reușim să trecem peste toate. România e frumoasă, România se vede bine. Eu sunt optimistă cu privire la viitorul României, deși așa cum văd acum sau zilele acestea, poate ar trebui să fim puțin mai pesimiști. Dar am speranțe pentru un viitor mai bun pentru copiii noștri. Am speranță că oamenii se vor întoarce acasă. Am speranță că aceste câmpuri vor înflori. Am speranță că se vor face lucruri din ce în ce mai frumoase. Că pământul acesta va fi lucrat din ce tot mai bine, că ne va merge mai bine, că vom fi mai bucuroși, vom fi fericiți. Pentru că dacă producem, avem bani, suntem și fericiți, suntem și cu o stare bună. În traseul meu am cunoscut și specialiști, agronomi, oameni instruiți, dispuși să împărtășească din expertiza lor, fermierilor. Așa că promit ca la fiecare două săptămâni să vă aduc și astfel de informații, practice și de folos. Ce înseamnă un tratament bun pentru cereale? E bine să, în primul rând, să pornim cu un bun tratament al semințelor. Principalele probleme sunt mălura, da. Sunt tăciunele zburător, tăciunele în special, și fuzarioza. Sunt principalele boli care fac probleme și pot fi controlate prin tratamentul semințelor și care, dacă nu sunt controlate printr-un tratament eficient la sămânță, nu mai există, pentru cea mai mare parte dintre ele, nu mai există o soluție în vegetație, din păcate. Ce se întâmplă pe parcursul vegetației? De câte ori trebuie să intervenim și în ce situații? Dacă vorbim despre tratament sămânță, aici sunt două soluții foarte, foarte performante în momentul ăsta în portofoliul nostru de protecție. În primul rând, produsul Redigo Pro, care este un produs cu două substanțe active și care controlează aproape întreg spectrul de boli. Ce pot afecta semințele de grâu și de ors.
Dacă ne dorim o protecție superioară, într-o cultură, să spunem, intensivă, recomandăm un produs mai sofisticat. Este vorba de produsul Bariton Super, este un produs pe care l-am lansat anul trecut, un produs cu 3 substanțe active și care oferă protecție superioară și un spectru mult mai larg de control, dar și o adresabilitate mult mai mare, adică se poate aplica aproape toate culturile de cereale păioase. Sunt foarte importante produsele sistemice pentru că pătrund în interiorul seminței și fac practic o dezinfecție a semințelor, chiar dacă acestea au avut, pentru că sunt boli care se instalează pe suprafața seminței, pe pericarp, și sunt boli care, sistemice care se instalează în endocarp, în interiorul seminței. În momentul acesta, în culturi, pentru că suntem la momentul T2, spuneam, la apariția frunzei standard și la faza de înspicare în momentul ăsta, înainte de începutul înfloritului, recomandarea noastră este de protecție, o protecție eficientă împotriva bolilor, dar este și momentul în care își fac apariția cei mai importanți dăunători în culturile de cereale păioase. Aici, principalele boli care ne pot face probleme aici sunt septoriozele și ruginile, dar pot fi și alte boli, nu numai acestea. Dacă ne referim la orz, aici putem întâlni inclusiv helmintosporioza, putem întâlni rincosporioza, sunt boli specifice culturilor de orz, dar de asemenea dăunătorii sunt cei care își fac apariția în faza asta și aici este vorba de ploșnița grâului, care este cea mai întâlnită, cel mai cunoscut dăunător, să spunem, dar în afară de acesta este gândacul bălos, care apare și produce daune, în special pe frunze, este tripsul grâului, sunt cei mai cunoscuți dăunători în momentul ăsta. De aceea, atunci când facem și vrem să facem o protecție bună a plantelor în momentul ăsta, recomandăm un amestec de fungicid cu insecticid. Da, ce facem la capitolul buruieni? Da, avem o soluție magică așa să scăpăm de toate, dintr-o singură aplicare? Ceea ce recomandăm noi astăzi este ca protecția împotriva buruienilor să se facă începând din toamnă și pentru aceasta compania noastră a omologat un produs nou-nouț anul acesta și sperăm într-o lansare de succes începând din toamna aceasta. Este un produs care ține sub control buruienile care apar în cultură începând din toamnă sau în ferestrele iernii. Există buruieni care s-au adaptat în felul acesta și rezistă la acțiunea erbicidelor din primăvară pentru că ele se dezvoltă la temperaturi foarte joase și atunci, la momentul clasic de aplicare, așa cum eram obișnuiți cu ani în urmă să facem protecția împotriva buruienilor în primăvară, deja aceste buruieni ajung într-o fază foarte avansată, de multe ori sunt la faza de înflorit. Faza de înflorit a buruienilor este momentul în care buruiana are maximum de rezistență la acțiunea erbicidelor și în felul acesta buriana asta rezistă foarte bine la majoritatea erbicidelor care se aplică la momentul T1, spunem noi, de tratament. Și este, spuneam, Veronica, dar mai sunt și alte burieni, este iarba vântului, lamium, urzica moartă, sunt burieni care răsar și creează probleme în primăvară și devin astfel greu de controlat. De asemenea, recomandăm dezmiriștit, aplicarea unui erbicid pe miriște pentru controlul buruienilor după recoltat, în cazul în care sunt precipitații, solele se remburienează și recomandăm un erbicid total. Erbicidul Roundup este produsul pe care noi îl recomandăm pe miriște după recoltare. Călătoria mea continuă. Ne vedem data viitoare. Cu bine!